Eu îmi cer scuze pentru incursiune de seară, chiar fiind după două beri în Brașov, dar am înțeles că domnul ex-prim-ministru Republicii Moldova, Vlad Filat, a făcut un așa numit interviu la cel mai prost pregătit și cel mai bine plătit din surse europene angajat al media. Prost pentru că ați văzut, adică cel puțin în câteva interviuri pe care le-am văzut eu, el este foarte prost pregătit și este foarte ușor de manipulat, ceea ce poate domnul Vlad Filat, și noi asta am văzut pe cazul mai multor angajați din media. Hai că eu nu vă ia număr, voi știți singure. Voi le știți și singure. Așa o să fie corect. Ce vreau eu de fapt să vă spun? Am înțeles că domnul Vlad Filat nu a povestit câte ori a stat în anticamera teroristului numărul 1, Vladimir Putin, atunci când a fost să se întâlnească cu el în Sochi. El nu v-a povestit că a stat sau 6 sau 8 ore în anticamera președintelui Federației Teroriste Ruse. Totodată, din ce am înțeles eu, Vlad Filat nu a povestit despre cum, chiar de sub aripa lui, a fost vândut armament Armeniei. Și el nu v-a povestit cum îmbla el codiță după Ilham Aliyev la summitul parteneriatului Estic sau Vestic din Varșava. Probabil Vlad Filat nu a povestit nici despre Olga Roman, deși oamenii încă nu au privit tot interviul, totuși 4 ore din interviu cu Vlad Filat trebuie să ai putere și destul de multe bere. Eu sper că eu m-am făcut auzit de aici, din inima României, din Brașov. Aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătatea voastră și nu-i credeți politicieni din Moldova, așa cum am făcut-o eu 4 ani de zile ca prost. Hai noroc!